Dragilor, bun găsit! Iată, ne ajung și în postul Paștelui, așa că mi-am propus să vă aduc câteva idei de rețete de post simple și gustoase. Astăzi facem mâncare de linte cu legume. Mâncarea de linte este foarte gustoasă, dar e o rețetă simplă, e destul de ieftină, lintea este și foarte sănătoasă, dar e și foarte sățioasă, ține bine de foame, așa că mâncarea aceasta e potrivită pentru prânz sau pentru o cină ușoară. Și la o adică se poate lua și la pachet. Haideți să vedem ingredientele. Pentru cam 6 porții avem nevoie de 200 de grame de linte verde sau linte maro. Lintea roșie nu e potrivită în rețeta aceasta pentru că nu își păstrează bine forma după fierbere. Ne mai trebuie 2 linguri de ulei, o ceapă, 3 căței de usturoi, un morcov, 200 de ml de suc de roșii, de preferat făcut în casă, suc de roșii cu ceva pulpă, care să dea un pic de aciditate în mâncare. Bineînțeles și câteva condimente, sare, piper după gust, o linguriță de semințe de chimen, o linguriță de boia și sfatul meu este dacă aveți boia afumată să o folosiți pentru că dă o aromă foarte, foarte plăcută sau puteți combina boia afumată cu puțină boia iute dacă vă place mâncarea picantă, o linguriță de cimbru și ceva pătrunjel verde pentru servit. Pentru că am pomenit puțin mai devreme de lintea roșie, nu e ea potrivită în mâncarea noastră de astăzi, dar e foarte potrivită pentru o supă cremă de linte cu crutoane, tot o rețetă de post, sau pentru pate de linte cu roșii uscate, de asemenea o rețetă de post care e foarte bună la micul dejun sau la gustări. O să vă las la sfârșit link-uri și către aceste două rețete dacă doriți să le încercați. Bun, să ne apucăm de treabă și dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la canal și să activați clopoțelul pentru notificări. Începem prin a ne pregăti legumele. Morcovii am tăiat jumătăți de rondele, am mărunțit usturoiul, am tocat ceapa mărunt. Am pus uleiul la încins într-o hrăticioară și am adăugat la început ceapa ca să o călesc puțin. Am pus semințele de chimen odată cu ceapa, pentru că așa își lasă cel mai bine aroma. Chiar le veți auzi, împocnesc și se desfac precum popcornul. Am pus și usturoiul. Usturoiul de obicei se arde foarte repede, dar acum, având ceapa, care conține destul de multă apă, nu există pericolul să se ardă. Și am pus aici și feliile de morcov. Și am lăsat legumele să se călească 2-3 minute până când s-au înmuiat puțin și fiecare și-a dezvoltat aroma specifică. Am pus de la început și un praf de sare care să ajute apa să iasă din legume. După ce s-au înmuiat legumele, am pus lintea spălată sub un jet de apă. Spre deosebire de fasole, lintea nu are nevoie să fie înmuiată înainte. E suficient dacă o spălați și o adăugați direct în mâncare. Am pus și celelalte condimente, boia, piper și cimbru și am adăugat cam 600 de ml de apă. Am lăsat lintea să fiarbă acoperită cu capac pentru 30-40 de minute, depinde de soiul de linte folosit. E fiartă când devine fragedă și dă semne că se desface puțin. Bineînțeles, în acest timp mai ridicați capacul din când în când și mai amestecați în oală. Și când lintea e fiartă, adăugăm sucul de roșii. Gustați și vedeți dacă mai lipsește ceva, adăugați ce lipsește, poate puțină sare, poate puțin piper și lăsați mâncarea să mai fiarbă la foc mic încă 5, maxim 10 minute. Și gata, mâncarea noastră de linte este gata de servit, îi trebuie doar o mână de pătrunjel proaspăt presărat deasupra. E o mâncare simplă, e foarte gustoasă. Dragilor, sper să vă placă rețeta mea de post, sper să o încercați și abia aștept să-mi spuneți cum a ieșit. Până data viitoare, la revedere și numai bine!